Ecuație irațională cu radical, indice 2 și radical indice 3. Să se rezolve în mulțimea numărare ecuația radical indice 3 din 2x minus 6 plus radical din x plus 10 egal cu 1. X plus 10 crește mai mare sau egal cu 0. Datorită radical indice 4. Deci x mai mare sau egal cu minus 10, x aparține lui minus 10. Asta e domeniul noastră de definiția de exercițiu. În rest, nu ne interesează. Să vedem și lucrul. Deci, fx e radical ce 3 din 2x minus 6 plus radical din x plus 10 minus 1. Și fx, mă interesează ce spun aici, rezultă ecuația irațională. Y egal cu 0 ecuația lui x. Rezultă ecuația respectivă. X radical ce 3 din 2x minus 6 plus radical de x plus 10 minus 1. Ne interesează numai că minus 10 infinit, restul nu are sens. Limita la infinit este infinit. La minus 10 radical ce 3 de minus 26 minus radical ce 3 de minus 26 minus 1 e negativ. În 0 este radical ce 3 de minus 6 plus radical din 10. Deci radical ce 3 de minus 6 plus radical din 10 minus 1. Deci radical ce 3 din 6 plus 3 și ceva radical din 10 minus 1. În 0 e mai mare ca 0. Aici este infinit. Deci ar aici minus 1. În minus 1 radical ce 3 de minus 8 plus radical ce 3 plus radical din minus 1 plus 10 minus 1 egal cu minus 2 plus 3 minus 1 egal cu 0. Dacă îi dăm și minus 2, f de minus 2 radical ce 3 de minus 10 plus radical din 8 minus 1 famos radical ce 3 din 10 plus 2 radical din 2 minus 1 este minus 2 mai mic decât 0. Aici radical din la minus 2 din 8 e mai mic decât 0 și deci înseamnă că este singura soluție x egal cu minus 1. Lui rol. Nu mai avem altă. Se face domnul noastră definiție. Prin încercări, și rol, nu iese imediat. Prin exercițiu, prin intuiție, se poate ajunge la soluție. Dar, în general, dau o soluție mai ușor de aflat.